azi e 105-a zi de protest continuu. Unii chiar protestează non-stop în fața guvernului. Am luat un dratel în cap. Noroc că am cască, că-s cu bicicleta. Și eu vin cel mai des la protestul ăsta cu bicicleta, nu pentru că sport cască, ci pentru că e un mod mai sănătos, mai rapid de deplasare prin București. Și iată de ce am aderat la mișcarea ciclistică bucureșteană de cum am revenit în capitală. Omul rotea atât de captivat drapelul încât nu s-a așteptat că o să nimerească în cineva. De data asta o nimerit în capul meu.